Mă mai cunoști? Nu m-ai văzut de foarte multă vreme, nu-i așa? E adevărat? La 18 ani pășea spre lumea magică a teatrului de păpuși cu care și-a confundat întreaga viață. A fost pe rând actriță, scenarist și regizor al teatrului de păpuși craiovean, aducând zâmbetul pe fețele copiilor din multe generații. A colindat satele Olteniei, jucând pe scene improvizate, dar a ajuns și pe scene din întreaga lume în turnee ale teatrului craiovean. Alexandra Davidescu a alcătuit un minunat cuplu cu Horia Davidescu, atât în viață cât și în profesie. De numele lor este legată înființarea acestui teatru, precum și existența sa de-a lungul a peste 50 de ani. Istoria Teatrului Național este legată de cei doi ctitori, de Horia Davidescu și de Alexandrina Davidescu, pentru că ei, în 1949, împreună cu alți entuziaști, au fondat secția de păpuși a Teatrului Național din Craiova, care a devenit în 1956 Teatrul de păpuși din Craiova. A fost pentru mine un exemplu, o familie luminoasă de mari, de foarte mari artiști care au înscris Craiova și Teatrul de păpuși din Craiova pe harta culturală a lumii. Tot Alexandrei Davidescu îi datorăm și cartea ce spune istoria acestei instituții culturale a Craiovei, dar și o tulburătoare carte de memorii și confesiuni, intitulată Am trăit într-un mic teatru mare. Sunt oameni care sunt instituții și se identifică cu aceste instituții. Nu întâmplător a fost scrisă de Alexandra Davidescu, pentru în marea ei iubire, pentru instituție, pentru colegii ei. Ea a adunat și a avut acasă mai mult decât avea instituția. Afișe, pliante distribuite la diferite evenimente, articole de presă. În anul 2010, întreaga lume teatrală din România o omagia pe Alexandra Davidescu prin acordarea de către UNITER a premiului special pentru teatru de păpuși, fiind considerată personalitate marcantă a acestui gen teatral. Mulțumim și noi, doamna Davidescu. Vă rog să vă luați premiu. La 85 de ani, în 2016, a debutat în cinematografie sub bagheta regizorală a lui Cristian Mungiu, în filmul Bacalaureat, premiat la Festivalul de la Cannes.